Ieri trebuie să meargă obligatoriu la sală și să-și lucreze mușchii. La unitatea de primire urgențe de la Spitalul Sfântul Ioan a ajuns o pacientă care cântărea 250 de kilograme. Femeia de 58 de ani a acuzat dureri abdominale. Medicii s-au rugat ca pacienta să nu aibă nevoie de operație. Intervenția ar fi avut loc la etaj, apoi femeia de 250 de kilograme ar fi trebuit cărată cu targa pe scări la terapie intensivă, clinică situată la parterul spitalului. De asemenea, este greu de crezut că masa de operație ar fi rezistat sub această pacientă. Pacienta a ajuns în unitatea de primire a urgențelor la Spitalului Clinic de Urgență Sfântul Ioan cu suspiciunea de abdomen acut chirurgical. A fost preluată imediat, explorat imagistic și biologic. În momentul în care am transportat această pacientă, dificil pe culoarele noastre înguste spre radiologie, acolo am avut surpriza de a primi din partea radiologiei o interpretare mai puțin clară, tocmai din cauza dimensiunea acestei paciente. Ea a rămas sub monitorizare și terapie în area de primire a urgențelor. Nu a fost confirmat supoziția diagnostică.